Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou TikTok, în cazul meu de față cu Fanta, pentru că am nevoie de puțină energie în plus astăzi. Și pentru astăzi am un TikTok pe care vroiam, bineînțeles, să-l fac de pe câmp, pentru că am văzut că v-a plăcut ideea, doar că astăzi bate vântul mai tare decât atunci când l-am făcut pe ultimul și a fost destul de supărător, știu, îmi pare rău, în celălalt, așa că am zis că ne regrupăm și intrăm în casă și vorbim din casă despre lucrurile pe care vreau să vi le spun pe subiectul de astăzi, subiect care necesită multe păreri de la voi, pentru că sunt foarte curioasă. Eu nu sunt neapărat setată 100% pe treaba asta, dar am niște păreri destul de înțepenite în urma experiențelor pe care le-am avut. Și ideea clipului de astăzi și a subiectului de astăzi a venit dintr-o discuție, bineînțeles, cu Pebbles. Ca paranteză, eu cu Pebbles avem destul de multe discuții din astea semi-filozofico-intelectualo amețite plictisitoare. Așa, și de aici vin și foarte multe din ideile mele, da. Așa că să nu vă mirați, dar vorbeam cu ea despre subiectul ăsta și m-am gândit că nu strică să îl împărtășesc și cu voi și să-mi spuneți ideile voastre. Bun, care ar fi treaba? Ei a sărit în ochi o postare a cuiva despre cum trebuie să te bucuri de lucrurile mici și să nu mai fim atât de angrenați în a ne concentra numai pe lucrurile mari și așa mai departe, și am început o întreagă discuție pe tema asta. Bănuiesc că dacă ați deschis și voi cel puțin o pagină de YouTube sau de Instagram, ați văzut cel puțin o dată o postare, chiar și de la mine, în care se spunea treaba asta că, băi, ar cam trebui să te bucuri de lucrurile mici din viață și să lași naibii deoparte tentativa asta de a încerca să alergi după lucruri mari. Acum, ca să fim 100% sinceri, eu am trecut prin mai multe faze la viața mea și cu siguranță voi mai trece de acum încolo. Deci, probabil peste 10 ani, ceea ce zic acum s-ar putea să nu aibă niciun sens sau nicio valoare, dar eu încerc. Am avut și eu faza mea în care ziceam că trebuie să te bucuri de lucrurile mici. Cum ar fi? Ca exemplu, ca să pornim bine, exemplu ar fi un Fanta, că a răsărit soarele, că se aud păsărelele, că ai o cafea în față care are un gust extraordinar și să te bucuri de treaba aia, că, nu știu, ți-a zâmbit cineva, că nu ți s-a mai stricat mașina de spălat în timp ce mergea, că, nu știu, orice, chestii din astea care aparent pot fi considerate lucruri insignifiante și care nu contribuie cu mare lucru la, nu știu, evoluția ta ca om. Și mare atenție la acest aspect, pentru că o să revenim la el. Da. Deci postarea era despre treaba asta cu, băi, ar cam trebui să vă concentrați mai mult pe lucrurile mici și să vă bucurați de fiecare lucru mic, și să nu mai fiți atât de obsedați și de ocupați în a ajunge la lucruri mari. Aici am mai multe probleme cu ideea asta, pentru că v-am zis, am trecut prin mai multe faze. Am avut și faza cu, băi, pe mine nu mă interesează nimic, dacă nu mi-ating obiectivul meu ăla mare, țelul ăla mare, nu există nimic. Am trecut și prin faza aia și am trecut și prin faza de a te bucura de fiecare lucru mic și de aveam teoria aia cu viața este concepută numai din momente scurte de fericire. Iar o altă dâmpenie pe care am auzit-o. Da, mă rog, ăla e cumva un alt subiect și nu o să intru neapărat astăzi în el. Sau aveam teoria cu să te bucuri de toate lucrurile mici, lasă-le pe alea mari deoparte, bucură-te numai de lucrurile mici. Deci am fost în toate fazele și știu cam care e procesul de gândire, știu ce m-a adus în punctul ăla, în procesul ăla de a gândi așa, și știu și cum am ieșit de acolo și e bine. Așa, bun. Care e problema mea mare cu ideea asta? Da, sunt de acord că trebuie să te bucuri de lucrurile mici. De o cafea, că e bună, de faptul că ți-a zâmbit cineva, de faptul că este cald afară și că se aud păsărelele și că e frumos, de faptul că poți să ieși să-ți bei cafeaua afară în aer liber în loc să stai să-ți bei cafeaua închis între patru pereți, de un Fanta, de whatever, ce vreți voi. Și că nu trebuie să te concentrezi numai pe lucrurile mari și pe obiectivele mari și pe țelurile mari. Țelurile mari fiind când o să mă căsătoresc, când o să fac copil, când o să am casa X, când o să am banii
nu cu tare, când o să am mașina cu tare și așa mai departe, da? Sunt de acord că tu ca om trebuie să te bucuri și de lucrurile mici care îți vin în viață, nu doar de lucrurile mari și importante sau de milestones, cum zic americanii, da? Nu trebuie să te bucuri doar de punctele alea pe care le-ai bifat sau de bucket list-ul ăla pe care îl tot golești. De acord cu chestia asta. Însă, marea mea problemă cu teoria asta este că unii oameni când spun să te bucuri de lucruri mici, încearcă să te împingă numai către a te concentra pe lucruri mici. Adică focusul tău să fie numai pe lucruri mici. Lasă, nu-ți mai face tu obiective, nu-ți mai pune tu țeluri din alea mari și bucură-te de lucrurile mici. Ceea ce este la fel de toxic cu a spune că nu te bucura de lucrurile mici, că sunt insignifiante și concentrează-te pe lucrurile mari. Deci este în egală măsură la fel de toxic pentru mine. Da? De ce? V-am zis, am trecut prin toate fazele. Am avut o perioadă în care eram atât de concentrată pe a munci, pe a face, pe a învăța, pe nu știu ce, încât la un moment dat am ieșit în curte și aveam niște zambile aici și, cum să zic, când am intrat în starea aia, era iarnă, când am intrat în faza asta, în episodul ăsta, super concentrat așa. Și în momentul în care m-am trezit, zambilele erau deja aproape petrecute, deci înfloriseră, erau bine înflorite și mai aveau un pic și se ofileau. Și mi-am dat seama că eu, de când am intrat în faza aia cu a munci super mult și a face și a trece și a nu știu ce, până în punctul ăla, eu nu mi-am dat seama de ce s-a întâmplat în viața mea, adică n-am avut un corespondent, eram atât de focusată pe un singur lucru, aveam un obiectiv în minte și eram atât de focusată pe obiectivul ăla, încât efectiv n-am observat când a crescut nenorocita aia de zambilă, lucru pe care de altfel, în mod normal, l-aș fi observat. Ei, de-aia zic că nu este sănătos nici să fii focusat pe obiectivele alea uriașe, doar pe alea și să nu vezi ce se întâmplă lângă tine, să nu vezi că, nu știu, copilul tău a reușit pentru prima dată să scrie o literă, să nu vezi că a reușit să facă un desen. Ură-te așa cum o fie el, bă, e primul din lui desen. Să nu te bucuri de faptul că, nu știu, ți-a ieșit ceva mai bine astăzi decât ți-ar fi ieșit ieri și așa mai departe. De asta spun, nu e sănătos să te concentrezi numai pe obiectivele mari, dar nici să fii focusat numai pe lucrurile mici, să cauți fericirea numai în lucrurile mici. Pentru că nu. Ala lung, pentru o perioadă lungă de timp, fericirea nu vine din lucruri mici. Și asta pot să vă confirm, pentru că am stat ani de zile și am încercat să fiu fericită pentru că era soare afară, pentru că nu bătea vântul, pentru că se auzeau păsărelele, pentru că aveam o cafea, pentru că puteam să ies afară să beau cafeaua, pentru că miroseau frumos florile, pentru că aveau culori frumoase. Am încercat ani de zile să-mi găsesc fericirea din chestiile astea și ghiciți ce? N-a venit. Da, fericirea este pe moment, atunci, și e bine să o conștientizezi, că ai o doză de fericire și motivul pentru care este bine să conștientizezi și momentele astea mici de fericire este că sunt zile în viețile noastre în care totul este pulbere, nimic nu merge bine, totul este dezastru și totuși găsești o doză minusculă de fericire într-o chestie din asta mică. De-aia este bine să le conștientizezi. Dar nu este sănătos să te concentrezi numai pe lucrurile astea mici. De ce? Pentru că lucrurile astea mici nu te ajută să progresezi. Ghiciți ce? Lucrurile care te ajută să progresezi în viață sunt lucrurile care dor, care necesită timp, care necesită muncă, care te chinuie și care dau cu tine toți pereții. Alea sunt lucrurile care te ajută să evoluezi. Nu faptul că ai mirosit o floare în dimineața asta, nu faptul că ai reușit să-ți bei cafeaua în aer liber, nu faptul că ai auzit o păsărică. Astea nu te fac să evoluezi. Astea, da, îți dau o stare de bine în momentul respectiv, poate îți pot da o stare bună cu care să începi ziua, le poți folosi ca tool-uri ca să-ți începi ziua bine, să ai o atitudine pozitivă asupra vieții, să nu mai fii atât de pesimist, dar a la lung, pe 10, 15, 20, 50 de ani, nu lucrurile astea te fac să evoluezi. Și de-aia spun că este toxică ideea asta de a te bucura numai de lucrurile mici. Iarăși, cred că în foarte multe lucruri din viața asta că trebuie să existe un echilibru. Trebuie să fii focusat pe niște obiective mari, să ai niște obiective mari în viață și în egală măsură să
te poți bucura și de lucrurile mici, da? Pentru că, de exemplu, oi fi având tu în minte să-ți cumperi nu știu ce casă, să strângi o sumă X de bani, să-ți cumperi nu știu ce casă sau mașină sau nu știu ce geantă de lux sau mai știu eu care e obiectivul tău mare și pe care trebuie să te concentrezi, dar viața trece pe lângă tine, adică vor fi zile de naștere, vor fi aniversări, vor fi momente de sărbătorit, vor fi prieteni cu care să te întâlnești în perioada asta până ți atingi tu obiectivul. Și de aia trebuie să ai grijă să menții un echilibru între lucrurile mici, cum ar fi un ieșit cu prietenii și obiectivul tău mare de îndeplinit, nu știu, care poate să fie inclusiv, uite, absolvirea universității sau unui master sau mai știu eu ce, da? Asta cu facultatea sau cu masterul este un exemplu foarte bun. Nu poți să nu te bucuri de viață timp de 3, 4, 5 ani cât durează facultatea, dar nici nu poți să scapi din vedere obiectivul tău mare, acela de a termina facultatea, de a-ți obține specializarea și așa mai departe, da? Deci ăsta este cel mai bun exemplu. Trebuie să găsești acel punct de echilibru între lucrurile mici care îți aduc fericire rapid, cumva instant gratification ăla de care zice toată lumea. Trebuie să existe și ăla în viața ta, dar în egală măsură nu trebuie să-ți iei ochii de la obiectivele mari și de la lucruri care te fac să vrei mai mult de la viață, să vrei să faci mai mult în viață, da? Deci cam asta e treaba cu lucrurile mici care ți-aduc fericire în viziunea mea și lucrurile mari și cum trebuie, cam care ar trebui să fie optica noastră. Încă un aspect la care trebuie să te gândești în momentul în care spui lucruri mici este că de foarte multe ori și în spatele acelor lucruri mici pe care tu le consideri lucruri mici stă multă muncă. Să vă dau un exemplu. Vă postez pe Instagram de foarte multe ori dimineața când mă duc și îmi beau cafeaua pe gazon, mai ales acum că s-a încălzit, dimineața e frumos, cântă păsărelele, rouă, au fost florile de măr, totul frumos, zen, minunat. Și o atmosferă din asta dimineața așa de zen și de relaxare și îmi scrie multă lume, îmi scrie, vai, dar ce frumos, vai, dar ce norocoasă ești că poți să ieși să bei cafeaua afară, vai, dar cât e de frumos. Știți ceva? Frumosul ăla a venit în urma a ani de zile de muncă și nu numai a mea, a multora. Frumosul ăla vine după ce s-a muncit intens acolo, ca lucrurile să arate așa cum arată acum, care nu e stadiu perfect, încă e departe de a fi perfect, dar cu toate astea este bine. Și frumosul ăla a venit în urma a ani de muncă, da? Deci, pentru alea 5 minute cât stau eu să-mi beau cafeaua pe gazon afară și să ascult păsărelele, să văd florile, nu știu ce, s-a muncit niște vreo 6 ani, cam așa, cel puțin. Deci, de multe ori, inclusiv acele lucruri mici pe care noi le considerăm insignifiante, presupun niște muncă în spate, care e intensă. Evident că momentul în care, după 6 ani de muncă, lucrurile arată așa, te bucuri de ele și profiți de ele și de o fericire de pe lume că există, dar nu înseamnă că îți pică din cer, da? Ca să ai o cafea bună, trebuie în primul rând să te duci să-ți iei cafeaua, deci să ți-o permiți, da? Trebuie să ai niște resurse prin care să ți-o permiți, după aceea trebuie să ai o metodă de a-ți prepara cafeaua astfel încât să fie bună, ca să te bucuri de aroma aia dimineața care e perfectă pentru tine. Iarăși, implică niște muncă, da? Ideea asta cu a te bucura de lucrurile mici denotă cumva o soi de superficialitate și încearcă să inducă ideea oamenilor că nu presupune niciun efort. Nu. De fapt, presupune efort. Și de multe ori chiar foarte mult, pe care nu-l conștientizăm. Asta nu înseamnă că dacă ai depus efort, că mai sunt și genul ăla de oameni care depun foarte mult efort și când ajung la capăt spun, a, păi da, am muncit prea mult ca să mă mai bucur de treaba asta, am muncit atât, mi-a ieșit ochii, nu mai pot să mă bucur de lucrul ăsta, știți? Iar nu-i bine, iar este o zonă toxică de gândire, așa cum este zona aia toxică de gândire, cu ce să stau eu dimineața să mă bucur de cafea, că eu am treabă, eu trebuie să mă duc să fac bani, să aranjez acolo, să fie totul, să ating obiectivul ăla mare pe care mi l-am pus. Nu, așa e o mentalitate toxică, pentru că îți face rău, da? Totul ține de echilibru. Eu v-am zis că eu sunt mare, mare adeptă și amatoare și iubitoare de tot ce înseamnă echilibru. Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru, în natură, când există echilibru, lucrurile funcționează.
În momentul în care echilibrul ăla este stricat, balanța s-a dat într-o parte sau în cealaltă, adică îți e ori prea bine, ori prea rău, lucrurile nu merg. Și când îți este mult prea bine, ați văzut că lucrurile nu merg, da? De-aia avem parte de miliardari în depresie, pentru că le e mult prea bine, săracii. Glumesc. Dar revenind la ce ziceam, trebuie să existe un echilibru și trebuie să fii conștient de lucrurile mici, poate insignifiante în viața, din viața ta, dar în egală măsură să nu-ți pierzi viziunea și să nu-ți iei ochii de la obiectivele mari, pentru că, repet, asta am văzut că fac foarte mulți oameni. Bucurați-vă de lucrurile mici, nu mai fiți atât de îndârjiți pe a obține chestii. Băi, nu, pentru că de multe ori ai nevoie de chestiile alea mari ca să supraviețuiești. Chiar chestiile alea mari pentru care muncești sau pe care le ai ca obiective, de multe ori îți stau la baza întregii tale vieți. Prin urmare, nu e așa de ușor. Și aștept părerile voastre legate de subiectul ăsta și chiar vreau să știu cum gândiți voi cu privire la subiectul ăsta, dacă voi sunteți niște persoane orientate către lucruri mici, către a vă focusa numai pe lucruri mici, sau sunteți persoane care se focusează numai pe obiectivele mari și obiectivele astea micuțe nu prea contează pentru voi, sau sunteți undeva la mijloc. Dați-mi like și share, vă pup și ne vedem în următorul clip.